Inspectoratul pentru situații de urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș și-a prezentat bilanțul activității desfășurate în anul 2019. Evenimentul a avut loc miercuri dimineață în sala de ședințe a Consiliului Județean Călăraș. Inspectoratul pentru situații de urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș funcționează în baza prevederilor hotărârii Guvernului României numărul 1490 din 2004. Și este subordonat Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, reprezintă personalul, mijloacele tehnice, științifice, materiale și de altă natură, în măsură să asigure în zona de competență, ca organ de specialitate, coordonarea permanentă și unitară la nivelul comitetelor locale și centrelor operative pentru situații de urgență, a serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență, a activităților de prevenire, monitorizare și gestionare a situațiilor de urgență în cadrul Sistemului Național de Management a Situațiilor de Urgență. Inspectoratul este constituit ca serviciu public de concentrat în scopul asigurării managementului situațiilor de urgență pe tipuri de risc în zona de competență. Ca și obiective specifice ale inspectoratului, acestea sunt cele mai importante. Gestionarea profesionistă și eficientă a situațiilor de urgență, consolidarea caracterului proactiv al activității de prevenire prin îndrumarea și controlul autorităților administrației publice locale, instituțiilor și operatorilor economici din zona de competență, implementarea sistemului de management informațional pentru situații de urgență, menținerea încrederii în instituție prin modul profesionist și echidistant de soluționare a solicitărilor și petițiilor adresate de către cetățeni, aplicarea cadrului normativ ce reglementează activitatea instituției, continuarea procesului de perfecționare a pregătirii de specialitate a personalului, precum și recrutarea de personal în vederea completării posturilor vacante ale inspectoratului. Activitatea inspectoratului este desfășurată pe trei mari paliere. Palierul operațional, palierul de suport și palierul de interacțiune între instituțiile județului Călăraș. Ca și management operațional, avem trei direcții de lucru. Managementul operativ, și aici avem gestionarea situațiilor de urgență. În anul 2019, personalul compartimentului MSUD, este compartimentul de monitorizare a situațiilor de urgență din dispeceratul inspectoratului, a preluat un număr de 16.720 de apeluri de urgență, din totalul de aproape 190.000 primite la 112 la nivelul județului, o medie de aproape 43 de apeluri pe zi. Din cele 16.700 de apeluri primite, 7.590 s-au concretizat în existența reală a unor situații de urgență. În zona de competență, ISU Barbu Știrbei Călăraș, prin forțele de intervenție, au fost solicitate pentru gestionarea unui număr de 8.785 de situații operative, 7.590 de intervenții în situații de urgență, 840 de recunoașteri în teren, exerciții cu forțe și mijloace și informări preventive și aproape 180 de evenimente publice de amploare, asta reprezentând o medie de 21 de intervenții pe zi. Mai mult cu aproximativ 14% față de anul 2018, când am avut 6.860 de intervenții. Ca și repartiția acestor intervenții, pe categorie avem 995 de intervenții pentru stingerea incendiilor, reprezentând 12% din totalul intervențiilor, mai mult cu 85% față de anul 2018. Aici evidențiem faptul că am avut 634 de intervenții de vegetație, cu aproximativ 235% număr mai mare decât în anul 2018 și 361 de intervenții la destingerea incendiului la bunuri, cu aproximativ 35% mai mult decât în anul 2018. 6.444 de intervenții de asistență medicală de urgență, dintre care 5.900
90 de intervenții pentru ajutor medical, 240 de intervenții pentru asistență persoană și descarcerare și aproximativ 298 de intervenții pentru asistență persoană. Am mai avut alte 330 de alte situații de urgență la care echipajele au participat, asanări de muniție, accidente pe căile de transport, avarii la magistrale de transport gaze, manifestări fenomene meteo periculoase, misiuni de protecție a mediului, salvări de animale, asigurări de măsuri de prevenire a situațiilor de urgență la evenimente publice de amploare. 841 de acțiuni de informare preventivă, recunoaștere în teren și exerciții și am avut și 175 de intervenții la care echipajele au fost alertate, dar nu s-a intervenit. Au fost întoarse din drum, nu au fost neapărat alarme false, dar nu a mai fost nevoie de intervenția echipajelor. Cum am spus, din cele 995 de intervenții pentru stingerea incendiilor, 361 au fost la bunuri, 634 la incendii de vegetație. Din incendiile la bunuri, 103 au fost în mediul urban, 256 în mediul rural, iar la incendiile de vegetație, 142 au fost în mediul urban și 492 în mediul rural. Din totalul intervențiilor la incendiu, 167 au fost desfășurate în cooperare cu alte servicii. Avem servicii voluntare pentru stații de urgență, servicii private pentru situații de urgență cu care am colaborat. Bineînțeles, cele voluntare sunt în coordonarea unităților administrativ-teritoriale de la nivelul județului. Ca și timp de răspuns la incendii, am avut la total un timp de 14 minute și 51 de secunde. În mediul urban a fost de 5 minute și 46, în mediul rural 17 minute și 46 de secunde. Conform strategiei naționale de intervenție la nivel național, timpii acestea de răspuns sunt pentru un mediu urban timpii foarte buni. Suntem sub limita maximă a timpului, care este de 8 minute, iar la cel din mediu rural suntem situați într-un timp bun la nivel național. Timpul maxim este de 14 minute. Din păcate, în anul 2019, în urma intervențiilor la incendiu, s-au înregistrat și decesul a 8 persoane adulte și 25 de persoane au fost rănite, față de 2018, când am avut 7 decese și 11 persoane rănite. În anul supus analizei, am mai înregistrat salvări de animale mici și mari și păsări la incendiile care am avut la gospodăriile cetățenești. La intervențiile SMURT au fost asistate un număr de 6.520 de persoane, dintre care 453 de copii și 6.067 de adulți. La fel, timpii de răspuns sunt la mediul urban 4 minute și 36 de secunde, la mediul rural 11 minute și 30 de secunde. Aici timpii sunt foarte buni. La nivel național e stabilit ca timp maxim de răspuns în rural 5 minute, iar în urban, urban 5 minute, iar în rural 12 minute. Noi ne aflăm sub acest timp maxim de răspuns la nivelul județului. Ca și alte activități de coordonare și monitorizare al serviciului din dispecerat, am avut 1690 de notificări tip SMS, cu 44% mai mult decât în 2018, 1385 la situațiile operative și 304 la atenționări hidrometeorologice, 5 de cod roșu, 62 de cod portocaliu și 237 de cod galben. Din punct de vedere al
compartimentul de înștiințare, evacuare, alarmare. E de precizat că la nivelul județului Călăraș există o acoperire corespunzătoare pe linia înștiințării, alarmare, alarmării. Sunt totuși unele localități, zone ale localităților care nu sunt acoperite acustic de aceste echipamente. Modalitatea de alarmare a populației în aceste zone se execută tot prin metode tradiționale, și anume clopotele bisericești. Totalul echipamentelor de înștiințare alarmare la nivelul județului se ridică la 91 de sirene, 12 fiind electronice, 79 fiind electrice. La nivelul municipiului existentul este de 24 de sirene, la nivelul orașelor de 3, iar la nivelul comunelor existentul este de 64 de sirene. Tot la nivelul unității au fost actualizate și bazele de date în acest an în ceea ce privește adăposturile de protecție civilă. Aici stăm un pic deficitar. Avem 25 de posturi de adăposturi de protecție civilă, 12 fiind operative, 13 neoperative. Trecem la celălalt aspect al managementului operațional, și anume cel preventiv. Prevenirea situațiilor de urgență este o componentă a sistemului de securitate națională și reprezintă un ansamblu integrat de acțiuni specifice cu caracter tehnic și operativ, planificate și executate pentru reducerea riscurilor de producere a situațiilor de urgență și diminuarea consecințelor acestora. Activitățile de control în anul 2019, cadrele Inspecției de Prevenire au executat un număr de 320 de controle, din care 21 au fost inopinate, comparativ cu 2018, în care au fost executate 536 de controle, din care 55 inopinate. Acestea au fost 3 controle la localități, față de anul 2018, când am avut 29 de controle, 169 la operatorii economici, 45 de controle la instituții publice, 92 de controle la obiective de investiții și 9 controle la obiectivele SEVESO. Cu ocazia acestor activități de prevenire desfășurate, au fost constatate 1001 deficiențe, dintre care 994 au fost sancționate contravențional, iar 920 au fost sancționate contravențional, 920 cu avertismente și 74 cu amenzi în cuantum de aproximativ 450.000 de lei. Pentru sancționarea contravențiilor prevăzute la legea 349 privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor de tutun, au fost aplicate 4 amenzi în cuantum de 22.000 de lei și 4 avertismente. Dintre cele 4 amenzi, 2 au fost aplicate persoanelor juridice și 2 persoanelor fizice. O scădere față de anul 2018 a activității Inspecției de Prevenire se datorează, sau cauza este numărul mic de inspectori aflat la serviciu în majoritatea timpului. Aici, ca și în bilanțurile din anii anteriori, subliniem faptul că Inspecția de Prevenire, deși cumva a fost încadrată, au venit cadre noi în inspectorat, totuși pe parcursul acestor ani acestea nu și-au desfășurat activitatea la inspectorat, la compartimentul inspecției. E și un lucru bun, e și un lucru, eu știu, profesional mai puțin bun, să-i spunem. Au fost angajate cadre femei și, din fericire, au plecat în creștere copil și de aceea n-am avut tot aportul acestora la serviciu. Dar așteptăm să vină și să numărul să crească, astfel și activitățile Inspecției de Prevenire să fie mai multe și mai diversificate. În ceea ce privește avizarea, autorizarea, în evidența inspectoratului există un număr de 281 de obiective care nu dețin autorizații de securitate la incendiu, în urma lucrărilor de construire sau de modificări efectuate. În anul supus analizei,
Compartimentul avizare-autorizare a înregistrat un număr de 389 de cereri privind emiterea avizelor, autorizațiilor și acordurilor de securitate la incendiu și protecție civilă. Un pic mai mult față de anul 2018, când au fost 371 de solicitări. Au fost și un număr de 319 solicitări privind acordarea asistenței tehnice de specialitate în domeniul situațiilor de urgență, dintre care 294 în domeniul avizării autorizării, 4 în domeniul apărării împotriva incendiilor și 21 în alte domenii de competență. Cadrele inspecției de prevenire desfășoară în colaborare cu alte compartimente și activități de pregătire și informare preventivă a populației. În acest an au fost desfășurate activități 1018 de informare preventivă pe diferite teme, la care au participat 9500 de persoane, 149 de exerciții de intervenție și evacuare la operatori economici și instituții publice, la care au participat 3083 de salariați, 25 de activități prilejuite de ziua sau zilele porților deschise cu participarea unui număr de 650 de persoane, 8 lecții deschise cu ocazia controlelor la unitățile de învățământ, la care au participat aproximativ 320 de elevi. La nivel național sunt în derulare 4 campanii de informare și conștientizare a populației, și anume campania națională Nu tremur la cutremur, campania RISC renunță la improvizații sunt catastrofare, scapă de coșmarul intoxicațiilor cu gaze, pune viața familiei tale pe primul loc, nu lăsa viața să devină o amintire, spune nu improvizațiilor. O altă campanie este cea a detectoarelor de incendiu și gaz în locuințe, salvează vieți, iar a patra campanie derulată este aceea nu încărca butelia la stația GPL. Aici pot spune că și inspectoratul a desfășurat foarte multe activități de control și de informare preventivă prin cadre de la Inspecția de Prevenire și de la subunitățile operative ale inspectoratului, unde, într-adevăr, la nivelul județului, noi avem foarte multe incendii datorate folosirii necorespunzătoare a buteliilor de gaz în locuințe, acestea fiind încărcate la stațiile de încărcare GPL. Cum am menționat pe parcursul materialului, în anul 2019 s-a continuat derularea celor 3 proiecte pe fonduri europene în calitate de partener sau beneficiar alături de Consiliul Județean Călăraș și de Inspectoratul Județean de Jandari, precum și proiectul la nivelul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu finanțare prin Banca Mondială pentru consolidarea, învelopare, mansardare și modernizarea sediului administrativ și operativ al inspectoratului. Cele 3 proiecte pe fonduri europene sunt prin managementul de risc și protecția la inundații în regiune transfrontaliere Călăraș, Polski, Trambeș, având ca scop modernizarea monitorizării situațiilor de urgență și adoptării cu tehnică de intervenție. Așa cum am spus, anul trecut am achiziționat altă specială pirotehnică și automa Caraua de 60 de tone, aceasta urmând să intre după terminarea tuturor documentelor aferente în curând în operativitate. Mai avem de achiziționat un echipament de pompoare de mare capacitate, acesta aflându-se într-un stadiu de rescriere al caietului de sarcini. La momentul acesta nu a reușit să găsim un echipament conform caietului de sarcini stabilit anterior. Un al doilea proiect are ca scop dotarea unității noastre cu o șeninată de transport și prim ajutor medical, iar al treilea are ca scop dotarea dispeceriatului cu echipamente care să satisfacă cerințele unui centru de conducere și coordonare în vederea garantării siguranței cetățenilor pe teritoriul județului Călăraș și, bineînțeles, pe teritoriul părții statului bulgar, cu care suntem în parteneriat în acest proiect.
Toate aceste lucruri, bineînțeles, că nu se puteau desfășura fără a avea o cooperare foarte bună cu toate celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne din județ, cu instituțiile publice la nivelul județului și, bineînțeles, prin coordonarea Prefecturii Călăraș și a Consiliului Județean Călăraș pe această cale și în acest an și pentru ceea ce au făcut pentru noi și, bineînțeles, cred că vor face în continuare, doresc să le adresez mulțumiri tuturor celor cu care am colaborat și să-i asigur că ne vom ține foarte mult de direcțiile de acțiune pentru viitor, iar rezultatele obținute până acum pe parcursul anului anterior și anilor anteriori prin rodul muncii tuturor cadrelor de la nivelul Inspectoratul pentru Stații de Urgență Barbu și Tervuiala al județului Călăraș. Vă asigurăm că inspectoratul și cadrele inspectoratelor sunt pregătite pentru îndeplinirea misiunilor specifice pe care le avem în competență, în zona noastră de competență, cât și în zona de competență de la nivel național, unde nu de puține ori am fost solicitați să intervenim. Permisiunea noastră, vreau să o rugăm pe doamna doctor să ne adreseze câteva cuvinte. Am marea plăcere de a ne revedea astăzi. Eu personal vă mulțumesc foarte mult pentru colaborarea pe partea medicală. Atât eu, cât și echipa de la SMOD și toți cei implicați au dat dovadă de foarte mult curaj, de foarte multă răspundere și acum, la zi de bilanț, vă spun că eu, ca medic coordonator al SMURD pe județul Călăraș, sunt foarte mulțumită de rezultatele cu dumneavoastră. Suntem o echipă, chiar dacă am întârziat mâine în gardă, îmi cer scuze, nu a fost intenționată. Asta înseamnă că muncim, doamnă. Înseamnă că muncim, că avem nevoie și de alți colegi și să încercăm cu autoritățile și cu toți cei care cunosc, sunt implicați și vor să facă ceva pentru județul ăsta. Chiar dacă eu nu sunt de aici, m-am implicat foarte mult și îmi place acest loc de muncă. Îl stimez, îl apreciez și îmi place munca în echipă. Asta înseamnă medicină de urgență, asta înseamnă situații de urgență și nu suntem într-o competiție, suntem împreună cu toți cei care vor să pună umăr la umăr și să facă ceva din acest punct de vedere. Vă doresc în zi de bilanț multă sănătate, că asta avem nevoie în viitor și nu numai în viitor, ci și în momentul ăsta și să avem un an foarte bun. Mulțumim tuturor celor care ne-au ajutat, contăm pe sprijinul tuturor celor care au venit și vor să se vadă ceva în acest oraș frumos la malul Dunării. Vă mulțumesc mult și încă o dată la mulți ani pentru această zi și multă, multă sănătate! Mulțumim! Domnul Mușat, dacă doriți să ne adresați. Domnule prefect, doamnelor și domnilor invitați, doamnelor și domnilor participanți la bilanțul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Barbu Știrbei al județului Călăraș. În primul și în primul rând, dați-mi voie să încep prin a vă transmite felicitări pentru activitatea depusă în anul 2019, atât în nume personal, cât și în numele președintelui Consiliului Județean, cel care m-a desemnat să-l reprezint astăzi la acest eveniment.
Consiliul Județean este un partener de tradiție al Inspectoratului pentru Situații de Urgență și de foarte mult timp contribuie cât poate pentru îmbunătățirea condițiilor de intervenție ale dumneavoastră. Chiar și în ultimii ani am văzut că s-au achiziționat foarte multe mașini de intervenție, echipamente care au fost transmise pentru folosință gratuită către ISU. Acum știu că este o preocupare atât la nivelul Consiliului Județean și știu că și la nivelul dumneavoastră pentru a încerca să găsim soluții pentru înființarea unui punct de intervenție pentru situații de urgență la Dunăre, pe Dunăre. Să vedem exact ce o să iasă și în cât timp o să iasă acest proiect. M-a frapat în raportul dumneavoastră și o spun, o recunosc. Faptul că nu doar la ISU. Am văzut și la celelalte instituții atunci când se fac bilanțul, dar acum văd grad de acoperire cu a nevoilor de logistică sau de echipamente de protecție. 75%, 60%. Societatea vă cere, doamnelor și domnilor, performanță, pentru că de performanța și responsabilitatea dumneavoastră depinde de cele mai multe ori viața noastră. Și mi-e greu când aud că aveți un grad de acoperire a nevoilor de echipamente proțică de 75%. Nu vreau să intrăm într-o zonă a patetismului. Dar poate cu ajutorul lui Dumnezeu și a guvernanților să ajungem la... Să, nici măcar să nu mai pomenim de așa ceva în rapoarte de bilanț, pentru că o să fie de la sine înțeles că acoperirea este de 100%, cel puțin cu echipamente de protecție. Este doar un deziderat la momentul acesta, îmi dau seama. Vă felicit și pentru faptul că, în ciuda tuturor acestor restricții, tuturor acestor nevoi neacoperite, dumneavoastră ați reușit să acoperiți nevoia de siguranță a cetățeanului călărășean. Felicitări încă o dată și mult succes și pentru anul 2020. Felicitări structurii de conducere și tuturor celor care în teritoriu, fie că se văd la intervenții, fie că nu se văd și sunt la controle, pentru că controlele astea au un rol extraordinar pentru asigurarea protecției și asiguranței noastre, tuturor felicitări și mult succes. Doamne ajută! Mulțumim! Am rugămintea pentru domnul George Iacob, fost prefect al județului Călăraș și cel care ne-a coordonat și condus activitatea până la sfârșitul anului 2019. Vă rog, domnule! Bună ziua tuturor și la mulți ani, pentru că este prima dată când ne vedem în această formulă. Eu zic tot anul 2019, chiar câteva zile din anul 2020. În urmă cu câteva zile, domnul comandant mă sună și îmi face această invitație. Și, sincer, i-am mulțumit că dintr-o dată m-au năpădit toate amintirile pe care le-am avut împreună în ultimii aproape 8 ani. Și credeți-mă, nu sunt puține. Da, m-am bucurat că au fost chiar rezultate de excepție datorită nu a cuiva neapărat, ci a profesionalismului dumneavoastră. Și erau culminant, că au culminat un pic așa cu iarăși un alt moment deosebit din punctul meu de vedere, când am participat la înmânarea drapelului de luptă al unității. Este adevărat că am participat și la mânarea drapelului de luptă al colegilor jandarmi, numai că s-a șternut repede praful la bilanțul lor, n-am fost invitat. Dar sunt ai noștri, sunt colegii noștri. În grabă s-a uitat acest lucru. 2019 totuși e anul care
am făcut performanță împreună. Un alt lucru de care mă mândresc și ar trebui să ne mândrim împreună este că la Fundulea avem o subunitate care trebuie să devină foarte importantă pe acea zonă. Glumind, pentru că acum am mai multe libertăți, domnule prefect, a spune în felul următor, poate că n-ar fi rău să treceți în subordinea Consiliului Județean, doar pentru că în ultimii ani ați avut parte de atâta tehnică cum n-ați avut din altă parte. Iar lucrurile au fost făcute tocmai în folosul cetățenilor. Și numai dumneavoastră știți ce înseamnă să lucrezi în slujba cetățeanului, cel care pune mâna pe furtun, pe cărucior și pe celelalte lucruri acordând primul ajutor, ulterior venind la UPU, iar doamna doctor Gheorghița să-i preia cu profesionalismul și cu răbdarea și cu promptitudinea care, de care a dat, a dat dovadă în tot acești ani și cu siguranță încă mai poate conduce o echipă de, de excepție și echipa sunteți și parte din dumneavoastră. Domnule comandant, vă doresc felicitări. Domnule prefect, vă doresc succes împreună cu echipa și colaboratorii dumneavoastră. Doamnelor, domnilor, vă doresc toate cele bune. Vă mulțumesc! Domnule prefect, vă rândate. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor, îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră, activitatea de evaluare pe 2019. Pot să glumesc și eu, domnul. De acum, și cum o să glumesc, preiau de la domnul comandant. Mi-a spus că, din fericire, sunt doamne care sunt în concediu de creștere a copilului. Foarte bine, având probleme cu parte de încadrare, viitorul este asigurat. Da. Vreau să vă spun că numai faptul că dumneavoastră interveniți cu fermitate, cu profesionalism la tot ceea ce sunt de solicitați evenimentele pe care ați avut în 2019, generează siguranță, iar eu vreau să remarc aici miile de ore de pregătire care nu sunt trecute cumva în, într-un material de bilanț. Dar eu știu cum vă pregătiți, știu câte ore de muncă și efort depuneți pentru a ajunge la un acest nivel de pregătire, iar faptul că, așa cum spuneam, interveniți cu fermitate, operativitate, rezultatele sunt cele așteptate la dumneavoastră. Nu există aproximarea care există în material pe logistică. Suntem 75%, suntem 20%. La dumneavoastră, intervenția limitează efectele unor calamități, catastrofe. La dumneavoastră, o intervenție profesionistă conduce la a nu avea victime omenești. Și acest lucru vine să îmbrace și satisfacția de după, atunci când vă întoarceți la unitate sau acasă și știți că ați contribuit la siguranța cetățenilor sau locuitorilor județului Călăraș. Vreau să mai menționez că, pe lângă pregătire, profesionalism, miile de ore de care vorbeam, mai există și dăruirea și empatia pe care dumneavoastră o aveți în momentele în care interveniți. Faptul că vă dăruiți și empatizați cu cei pe care îi ajutați vă oferă un timp care nu este deloc generos. Adică în fracțiuni de secundă un ofițer, un subofițer trebuie să ia o decizie, deci să analizeze tot ceea ce vede la fața locului, să analizeze, să ia o decizie. Decizii care de cele mai multe ori, la fel, rezultatul este acela de
a limita efectele acțiunilor evenimentului respectiv. Dacă vorbim de intervenția la solicitări, știu că sunt multe absurde, ajungeți până acolo, trebuie să le dați curs, dar sunt și intervenții la fel, profesionist împreună cu echipa doamnei doctor și de cele mai multe ori rezultatele sunt cele scontate, acelea de a salva vieți. Vorbeați de voluntariat. Eu încurajez, să știți, pe cei care au subscris la... M-am uitat cu domnul Unșat și vedeam doar 5 localități unde au servicii. Probabil că ar trebui să impulsionăm un pic autoritățile locale, astfel încât să avem în cât mai multe localități. De ce? Pentru că acești voluntari vin să contribuie la activitatea noastră de prevenire, ei sunt cei care cunosc în localitate situația operativă, ei sunt cei care pot transmite ceea ce dumneavoastră cu efectivul la dispoziție nu puteți acoperi întregul județ, toate localitățile, și în plus sunt sprijinul efectiv al dumneavoastră la fața locului. Deci încurajez și ar trebui, asta o să discutăm împreună și probabil că o să și facem ceva în sensul. Pentru activitatea pe care ați desfășurat-o în 2019, permiteți-mi să vă felicit, să vă urez dumneavoastră și familiilor dumneavoastră sănătate și succes în nouă. Mulțumesc.